Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Italia, o mămică de 75 de ani din orașul Pavia și-a dat în judecată proprii copilași. Țărmână. Și da, încercând să obțină evacuarea lor din casa ei. Copilașii au unul 42, celălalt 40 de ani. Micuții. Și această mămică, lipsită de instinct matern, a ajuns la 75 de ani, orașul Pavia, și a spus că nu mai poate, nu mai suportă să-și întrețină copilașii. Să le facă de mâncare toată ziua, să le facă patul. Să strângă după ei, să-și aruncă ciorapii peste tot. Da. Pe unde nu stă în stare să își spele chiloții, e ceva îngrozitor. Da, și nici n-aduc bani în casă pentru întreținere. Da, nu voiau să plătească întreținerea. Uite. Deși aveau loc de muncă, doamna a explicat în instanță că a încercat să obțină de mai multe ori, să-i convingă să-și... Mamă, de ce nu i-a dat afară pur și simplu? Mă, să-i dai afară, dacă se întorc, au cheie. Și n-a reușit să-i convingă deloc. Trebuie să schimbe butucul. Locuințe, lor le-a plăcut foarte mult cu mămica, au stat acasă cu mămica și judecătoarea a dat dreptate doamnei, deci în sfârșit a obținut evacuarea. Acum îți dai seama, 75 de ani, libertate, plecăm în vacanță. Da, măi, iasă și ea cu fetele. Ascultă-mă ce zic, îi cheamă înapoi. Crezi că îi cheamă înapoi? Da, e mare de plictiseală. Eu nu cred, bă. Când te obișnui cu ei, nu-ți dai seama, dar te obișnui cu ei, sindromul Stockholm, până la urmă. Dar, mă, cred că era singura din gașcă care încă mai avea copii de crescut. Cu atitudinea asta, loculeț, da, corect. Voi la ce vârstă ați plecat de acasă? Eu am plecat la 23. 23? Da. Cea mult? De vreme m-am mutat și eu voiam independență. Ce să... Dar mă uit la Luculesc cu atitudinea asta că o să sufere doamna de singurătate și o să-i cheme înapoi. Răducu și Ștefan, cât au acum? Le plac cămăruțele în care stau, le place la tine? Da, se simt bine. E adevărat că eu pe Ștefan nu vreau să-l evacuez cât mai repede, că îmi face necazuri în frigider. Alte probleme n-am cu el. Onorată instanță. Și problema e că mânca tot. Da. Mi-a găsit oriunde ascultam ciocolățele, ascundeam ciocolățelele, le găsea. Nu prea, nu cu ciocolățele, mi-a plăcut alte alea. La ce, mă? Și am zis, bă, te rog eu frumos un singur lucru. Hai, mă, că ai ascuns ciocolată în casă și de oana ai ascuns. Aia o ascundea by default. Aia e... Nu, dar asta mi-a plăcut acum în înghețată. Dacă faci o evacuare acum la Luca forțată, rămân numai bomboane în urmă, cade peste tot. Da, să știi. Sunt destule. Asta în înghețată, cu stocurile de înghețată îmi face probleme. Serios? Da. Și am zis, bă, dacă mai găsești înghețată sigilată, nu umbli. Nu te atingi. Îți spui mie. Luca a venit, una dintre ele în care a venit la mine, zic. Înghețata nu poți să o bagi în șifoniere acum. Da, asta zic, acolo am o problemă majoră. Asta n-are mult să ascunză. Auzi, acum se aude la un dat un bâzâit suspect în casă, nu știu de unde vine, și a luat un frigider de la mic. Un congelator așa. Un congelator. Cu lacăt. Știi cum erau alea cu lacăt montat? S-a venit la mine și s-a uitat odată în frigider. Și ai zis, mă, dar ce frigider aglomerat ai. Eu având ca o măsălă, mior, brânzi. Hai, lasă, că am văzut și eu frigiderul când s-a mirat Luca. Vrei să scoți tot într-un ligian ca să umbli el. Ai văzut de ce erau borgănașe lângă borgănașe, cutii, și printre erau băgate firicele de ceapă, de astea, adică ocupa fiecare loc. Era pixit. Mă, de aici tu vorbești care ai depozit de înghețată și ciocolată prin casă. Adică eu măcar le țin pe toate la un loc și le utilizez cu întreaga familie. Am venit transparență. Cine deschide ușa poate să vadă. Asta avem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.